Salutare și la mulți ani 2023! A trecut vacanța, a trecut pauza, am revenit, am trecut peste răceală, am trecut peste multe în această vacanță, însă în același timp am și lucrat. Cum îmi place mie să mă scuz pentru faptul că mă joc ca un obsedat FIFA 23. 2022 a însemnat foarte, foarte multe ore pe PlayStation, în care am petrecut extrem de multe ore, bineînțeles, la FIFA. Am avut 1641 de ore petrecute în PlayStation, în joc, dintre care, bineînțeles, FIFA 22, 1082 de ore, după care a venit FIFA 23, 532 de ore. Avem un pic de Spider-Man, un pic de God of War și un pic de Batman, însă prea puțin ca să poată să fie luat în calcul. La trofee avem 61 de trofee obținute. Primul trofeu obținut pe acest cont de PlayStation a fost în 2016, în FIFA 16, și avem un total de 768 de jocuri accesate prin PlayStation Plus. Deci putem să zicem că și-a făcut banii, ca să zicem așa. Așa arată cardul nostru de PlayStation, de FIFA 22 și 23, practic cardul nostru de FIFA, dar hai să mergem în joc să vedem ce am făcut în ultimele două săptămâni care nu am fost online. Also, puteți să vă faceți și voi rap-ul pe 2022, aveți link-ul în descriere. A fost sezonul sărbătorilor și în FIFA și am avut SBC-uri peste SBC-uri, tot felul de obiective de făcut. Avem și Winter Wildcards cu tot felul de jucători pe care i-am și completat pe unii dintre ei, aceștia fiind foarte tentanți, așa că i-am făcut pe Payet și pe Silas, niște jucători care arătau foarte, foarte bine și au putut să intre în angrenajul echipei. Am avut și un Icon Base din care nu ne-a picat rău, însă nu avem cum să îl folosim. Ne-a picat Didier Drogba, un 4-4, arată binișor, la Agility și Balance este dezastru, nu este chiar lose, nu este nici win, este cât de cât. Între timp ne-a mai picat Thiago Silva, ne-a picat Kuvu în Hero Basic sau World Cup Hero, l-am făcut pe Cristiano Ronaldo, Silas, ne-a picat Pato, Payet l-am făcut și ne-a picat Fernando Torres, destul de bun în 5-6 de meciuri, 5-5 de goluri și 36 de asisturi, și am reușit să îl facem și pe Di Maria, care este o monstruositate fantastică, absolut fantastică. În club mai putem să-l găsim și pe Pulisic, prins într-un pachet total random, dar și pe Schule venit de nicăieri. Sezonul trecut am terminat cu ultimul nivel la 30, Paredes, și și-a făcut apariția de nicăieri și acest Pavard. Mai putem să adăugăm un Amrabat și un Giroud pe această listă. Arată bine Giroud, îmi place despre el, doar că nu are cum și unde să intre. Richarlison și cu Tchouameni au ajuns, din păcate, în afara lotului. Nu se mai pot încadra în cerințele noastre. Avem, bineînțeles, acest Toko Ekambi. L-am luat pe Valencia, nu arată rău. L-am făcut și pe Pope. Încă așteptăm ca EA Sports să îi dea upgrade-ul. L-am terminat și pe Musa. A venit și Fabio de la Winter Cards și Shortenberg s-a întors.
toți cu acest 86. Musa arată demențial cu 99 pace, 83 shooting, este STRMRV și LV, însă din păcate nu are unde să joace, totuși 97 agility, 97 balance, este poate și cred că ar trebui să intre undeva acolo pe bancă. Și Almiron în spate cu Berwang. Bineînțeles, au venit și la noi Randolph și Klaus, plus Hernani, plin clubul de jucători speciali. Abia aștept să dispară aceste carduri roșii. Cred că nu mai este mult. A venit și acest Godfrey, tot din obiective, plin de jucători pe la obiective. Și într-adevăr, undeva aici ar trebui să intre și Musa, dar unde nu știu. Totuși Silas nu mi-a plăcut atât de tare, n-a fost oricum scump. Payet în schimb a intrat în cele două meciuri și mi s-a părut că se mișcă binișor. Alexander Pato, de fapt, oricât mi-ar plăcea mie de el, nu poate, nu se poate, am încercat, n-a fost absolut nimic special de capul lui, ca să zic așa că vom încerca cu Musa aici pe banc. Dacă mergem la obiective, putem să vedem, m-aș pune să fac aceste SBC-uri așa puțin, măcar pentru una, două dăți, să vedem, poate ne pică ceva. Avem acestea cu Homeground 11, care ar putea fi destul de primitoare din punct de vedere al pachetelor. Avem acest 84 Gold Player Pack, avem aceste Winter Wild Cards Cup pe care am putea să-l câștigăm, să câștigăm 10 și primim un Winter Player Pack. Niciodată nu știi ce spică de aici. Mai avem și pe la Milestones câteva care pot fi destul de ușor de completat. Și cred că în momentul acesta suntem undeva la 17 wildcard-uri, dacă nu greșesc. Hai să vedem. Bineînțeles, vom încerca acest 383. Bun, aici sunt 13, nu 17, 13. Și să vedem dacă mai este în club ceva. Da, suntem la 14, mai trebuie 6. După ce le luăm pe aceste 6, putem să facem liniștit acest pachetel. Mai durează ceva până ies ultimele 6 pachetele, ultimele 6 wild swap-uri, de fapt. Bineînțeles, avem aceste pachetele aici care arată demențial, însă nu ne putem apropia de ele. Sunt undeva la, dacă ne uităm aici să calculăm, undeva la 5.000, la 40 de lei, 50 de lire, 250 de lei în bani reali și cost este ceva. Așteptăm donații, dacă vin donațiile noi le deschidem cu mare plăcere. Și în două zile vom primi aceste rewards-uri de la FIFA World Cup. Sunt curios, am făcut level 10, primesc 85 plus 3 player pack sau primesc de la toate nivelele rewards-ul? Pentru că dacă primesc doar de aici, groaznic, absolut groaznic dacă primesc doar de la un nivel reward-ul. Am strâns 958 de jucători. În acest 958 de jucători ați văzut că doar Messi a fost ceva de renume, în rest, da, Benzema, Messi, Lewandowski, Ronaldo, nu, Neymar, nu, minunat. S-a lipsit, dar nu s-a stat. S-a făcut echipă, avem echipă, ne vedem pentru Weekend League, ne vedem la rewards-urile de la Division Rivals, ne vedem la calificări, mai avem un pic de treabă, încă nu este mort. FIFA nu este mort. Da, nici departe nu este. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe subscribe. Lăsați un comentariu voi ce ați făcut în această minunată vacanță. Și până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!